Salut, sunt David, iar în acest clip vă prezint o moară pentru cereale de la Wolfson, modelul MCR1 și bineînțeles că o să-i fac și un scurt test să vedem cum se descurcă. După cum puteți observa, aceasta este moara, eu deja am asamblat-o, se montează destul de simplu, o să vină livrată în această cutie de carton, destul de mare, împreună cu câteva accesorii. În primul rând o să primiți un sac textil de la Wolfson pe care să-l folosiți atunci când măcinați și un set de saci de rafie uzuali pe care să-i folosiți de asemenea atunci când măcinați. În set o să mai găsiți și 4 site de diferite granulații, 2, 3, 4 și 5 mm. Una dintre ele este deja montată pe moară. După cum le vedeți, sunt site destul de lungi. O să vă arăt în minutele următoare de ce sunt așa lungi și care este gradul de eficiență al acestei mori. Și tot în set o să primiți și un mic suport ce se poate fixa pe o scândură de lemn sau pe o masă, de exemplu, cu 4 holșuruburi, după care pur și simplu punem moara pe acest suport metalic pentru un echilibru mai bun și un plus de înălțime. Această moară este dotată cu un motor monofazat de 3900W și poate să ajungă până la o putere maximă de 4,2 kW în funcție de încărcătură. Este un motor cu bobinajul complet din cupru, iar carcasa din fontă. În partea din spate o elice care îi asigură o ventilație și o răcire foarte bună. Mai trebuie să știți că este dotat și cu o protecție la suprasarcină în cazul în care se blochează moara sau efectiv o folosim un timp mai îndelungat pe o temperatură destul de ridicată afară și intră în acea protecție. Trebuie să știți că se oprește, după care îl putem porni după ce ajunge la temperatura optimă de funcționare. În partea din spate un buton de pornit oprit aici, care este și iluminat. În condiții de iluminare scăzută se vede când este pornit și este protejat de un cauciuc împotriva prafului pe care s-ar putea să îl avem în jurul morii, cum se întâmplă de obicei. Chiar și cablul de alimentare este protejat de această presetupă, să nu ajungă în această carcasă cu condensatori tot praful pe care o să-l facem în zona respectivă. Cuva de alimentare, după cum puteți observa, este foarte mare, are un debit destul de mare și foarte ușor de încărcat. Bineînțeles că avem și un sistem de reglaj al debitului. După cum puteți observa chiar acum, debitul se închide sau se deschide în funcție de sita pe care o folosim. Această moară se poate folosi atât la cereale, dar se poate folosi, bineînțeles, și la știuleții de porumb. Când folosim moara la știuleții de porumb, este recomandat să dăm jos sita și să lăsăm să macine fără sită, bineînțeles să nu împingem foarte tare de ea. Știuletele se introduce prin acest orificiu protejat de acest capac cauciucat, pe care vă recomand să încercați să nu-l pierdeți, pentru că dacă nu ar avea acest capac aici, foarte multe cereale ar sări din interior în exterior și ar fi o risipă de material. Haideți să-l desfacem să vă arăt cum se montează sita și de ce am zis că aceste site lungi au un grad ridicat de eficiență și fac ca această moară să poată să macine un volum de 320 de kg pe oră. Ceea ce zic eu că este destul de mult pentru o moară de această categorie. Bineînțeles, acest raport este dat pe sita cea mai mare. Eu am folosit moara la un amestec de cereale grâu porumb, pe sita cu numărul 3, cred că este, sita de 3 mm. Ca să dăm capacul jos, desfacem cele 4 șuruburi. Acest lucru este valabil și atunci când moara se înfundă, pentru că s-ar putea să păzim și chestii de genul ăsta dacă nu suntem atenți cu reglajul debitului de cereală, pentru că în funcție de sită se reglează bineînțeles și debitul. O sită mai mare permite un debit mai accelerat de cereale. Dacă folosim o sită mai mică, bineînțeles și debitul cerealelor din cuvă va trebui să fie unul mai mic. După ce am desfăcut cele 4 șuruburi, vedeți că se desfac destul de simplu, sunt șuruburi cu piuliță tip fluture pentru a putea demonta și monta foarte ușor acest capac din partea din față, după care ridicăm capacul pur și simplu, iar în interior putem observa sita, cele 20 de ciocane cu care este dotată această moară și bineînțeles, după cum vedeți, o garnitură de jur împrejur ca să etanșeze foarte bine. Această moară face foarte, foarte puțin praf din câte am observat eu în urma testelor pe care le-am făcut. Vă ziceam de sită, că este o sită construită ca să eficientizeze foarte mult raportul de producție. După cum vedeți, ea pornește din partea de sus și înconjoară complet acest ax cu ciocane, astfel materia măcinată o să poată să iasă chiar și pe aici și pe aici și se duce prin spatele sitei și coboară în sac. Nu este ca la morile tradiționale unde avem doar aici o bucată de sită de 10 cm de exemplu și toată materia primă trebuie să iasă doar prin acel loc. Axul morii este dotat cu 20 de ciocane care sunt și reversibile, după cum puteți observa, câte 5 pe fiecare segment, 4 segmenți ori 5 ciocane fiecare.
Exact așa funcționează. În momentul în care se învârte la o turație mai mare, aceștia o să stea drept și, bineînțeles, o să spargă toate cerealele care o să ajungă aici. Motorul de pe această moară reușește să învârte aceste ciocane la o turație maximă de 3000 de rotații pe minut. După cum vedeți, chiar și în partea de jos avem aceste agățători pentru sac. O să fie destul de ușor să îl agățăm aici. În continuare, vă las să urmăriți testele pe care le-am făcut cu această moară, să vedeți și voi cum se descurcă. Mai multe informații, dar și specificații tehnice legate de această moară o să găsiți în descrierea produsului de pe site, dar bineînțeles și în manualul de utilizare pe care o să-l găsiți în setul de livrare alături de această moară. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!